recomandat de Societatea Română de Dermatologie. La începutul emisiunii că o să avem astăzi un oaspete de seamă de la Bruxelles. Este vorba despre o doamnă frumoasă, înaltă, nu este Miss, dar este europarlamentar român la Bruxelles. Este vorba despre Ramona Mănescu. Nu degeaba am făcut această introducere. Vedeți cât ce europarlamentar tânăr și frumos și eficient. Și eficient. Și eficient. Așa, și cu multe proiecte foarte constructive. Exact. Și cu multe rezultate într-un timp foarte scurt, aș spune eu. Da, pentru cei care nu știu, Ramona Mănescu a obținut premiul parlamentar al anului 2008 în cadrul galei The Parliament Magazine Awards la categoria Educație și Cultură. Cine ar zice că Ramona mai are și familie și doi copii și reușește să facă față și activității tumultoase pe care o desfășoară în Parlamentul Europei, la Bruxelles? Cât timp vă rămâne pentru familie, pentru hobby-uri, pentru alte activități? Din păcate, destul de puțin timp, mai puțin decât mi-aș dori, însă dacă mă gândesc că a fost un final de mandat, de fapt, foarte scurt. Cred că au meritat sacrificiile pe care le-am făcut și, bineînțeles, sacrificiile le-am făcut în zona timpului liber, în zona timpului destinat familiei. Dar le-am făcut pentru că noi am ajuns acolo când mai aveam un an jumate de mandat. Și nu numai eu, toți colegii, toți cei 35 europarlamentari, am dorit să demonstrăm că suntem capabili și putem recupera. Venim din urmă, recuperăm și am încercat în felul acesta să ne arătăm calitatea și competențele. Bănuiesc că nu sunteți în concurență cu soțul dumneavoastră din punct de vedere profesional, nu? Că sunteți doi parlamentari, practic, acasă. Nu suntem în concurență, nu. Chiar mă ajută faptul că el este foarte bine ancorat în realitățile politicii naționale. Și reușește să vă transmită exact ce se întâmplă în țară ca să puteți duce mesajul mai departe acolo. Da. De fapt, care este misiunea dumneavoastră la Bruxelles? Cred că misiunea mea și a oricărui parlamentar european este aceea de a face lobby pentru România, de a aduce România, eu știu, la un nivel cu celelalte state membre ale Uniunii Europene, de a crea o imagine a României așa cum este în realitate, da? Deci fără petele acelea negre, găurile negre care tot apar și numai ele se văd, de a ajuta oamenii din țară să dezvolte proiecte, să dezvolte proiecte europene. O să ajungem imediat și la asta, pentru că va fi o discuție mai amplă despre aceste proiecte. Cum este totuși acum, în momentul de față, privită Europa de către, privită România de către Europa? România este privită ca orice alt stat membru. Nu există, nu avem un handicap pe care ar trebui să-l recuperăm sau suntem pe picior de egalitate cu orice stat membru. Sigur, haideți să vă întreb din punct de vedere atunci economic, cum au evoluat lucrurile în ultimii ani în România? Din punct de vedere economic sunt foarte bine, sunt foarte puține state care în ultimii ani au avut o creștere atât de mare ca România. Și la modul cel mai real, noi nu suntem comparativ cu state, mai exact, ați zice. Comparativ cu Grecia, spre exemplu, comparativ cu Italia, care este foarte prost economic, comparativ cu Anglia, care are foarte mari probleme. Și în general România și statele nou intrate au avut o evoluție foarte rapidă. Tocmai din dorința de a recupera și tocmai datorită ajutorului venit din partea Uniunii Europene, am și reușit să recuperăm, am fost determinați, am fost motivați.
și atunci s-a văzut. Da, am înțeles că acolo, deci, creați niște strategii, lucrați la niște politici, vorbeați de niște fonduri. Ne interesează să știm, dumneavoastră, practic, direcționați o anumită politică. Comisia din care fac parte, Comisia de Dezvoltare Regională, se referă exact la coordonarea acestor fonduri, fonduri structurale, politica de coeziune a Uniunii Europene, ceea ce noi conturăm în Comisie, împreună cu Consiliul, cu statele membre. Comisia apoi, Comisia Europeană apoi aplică, face regulamente, directive care ajung în statele membre și devin obligatorii pentru legislațiile naționale. Ce ne puteți spune despre aceste fonduri care vin dinspre Uniunea Europeană și care pot fi accesate de către români? Eu sunt personal, sunt curioasă, bănuiesc că și telespectatorii, să știe cât de ușor mai este de accesat un astfel de fond, pentru că în anii trecuți știu că hățișurile erau mult prea dense, birocrația prea mare și până ajungea omul să-și ia un fond, renunța definitiv la idee. Din fericire, este un lucru care tocmai s-a întâmplat în Parlamentul European, în comisia noastră, chiar am avut un raport la care am fost raportor din partea grupului politic liberal, de modificare în sensul înlesnirii aplicării pentru fondurile acestea. Deci modificarea regulamentului, ușurarea regulamentului în sensul accesării mult mai facile, flexibilitate. Spectrul acesta de eligibilitate s-a lărgit. Mai multe categorii de cheltuieli sunt eligibile acum, mult mai ușor, procedura este mult mai ușoară, este simplificată, tocmai pentru că în momentul acesta al crizei economice s-a considerat că fondurile acestea europene ar trebui să vină ca o salvare, alături de bugetele naționale, evident. Deci eu știu că de-a lungul a câțiva ani de zile, aceste fonduri, neputând fi accesate de mici întreprinzători, oamenii simpli, tocmai din cauza acestor multe cerințe și condiții care erau puse, oamenii renunțau și aceste fonduri au rămas practic neutilizate, nefolosite. Sigur, dar să știți că situația aceasta a fost în toate statele membre. De asta și noi în comisie, tocmai pentru că toate statele membre s-au confruntat cu această situație. Nu numai România, Germania, cel puțin pe anul trecut a avut de dat înapoi o mulțime de bani pentru că n-au reușit să-i acceseze sau n-au fost eligibile toate cheltuielile. Deci a fost un scandal. Deci acum readuceți din nou aceste fonduri și cu o metodă mult mai facilă de accesat. Mult mai facilă, da. Haideți